În ziua de 22 și imediat după aceea au fost mesaje între cele două armate, între liderii militari. Ungurii s-au plâns mereu că nu au cu cine vorbi în România. Stănculescu se sustrăgea de la a fi găsit și a dialoga cu Ungaria, iar cele mai multe dialoguri se desfășurau între generalul Eftimescu și cei din armata maghiară. Nu se dorea, să știți, deschiderea unui conflict așa cum îl vedem noi, sau mai bine zis, nu se dorea un război local. Vă s-a spus de la început, se dorea o rezolvare a Transilvaniei, dar nu pe această cale a armelor, nu pe această cale a folosirii acestui prilej sau aceste situații grea în care s-a aflat România. Nu pe calea asta, se dorea pe altă cale rezolvarea și am văzut, viața ne demonstrează că n-au renunțat niciodată și că problema Transilvaniei, sub o formă sau alta, direct sau indirect, este încă în atenție. Și dacă îmi dați voie să aduc în atenție un lucru care eu îl consider important. Imediat după plecarea lui Ceaușescu, eu nu aveam legătură cu țara, am fost invitat la ambasada americană, ambasada Statelor Unite ale Americii din Ungaria, unde mi s-a spus, Casa Albă așteaptă de la dumneavoastră, de la români, să spuneți ce aveți nevoie acum. Ce trebuie să întreprindă Casa Albă în sprijinul evenimentelor din România. Vă dați seama că a trebuit să cuget un pic. Nu puteam imediat să pun mâna pe creion să spun, asta vrem. Pentru mine important a fost momentul greu prin care trecea țara. Și acest moment trebuia depășit. Restul problemelor de ajutor, de sprijin, puteau veni ulterior. Și ce le-ați transmis americanilor? Nu americanilor. Case Albe. Cel mai înalt nivel. Cel mai înalt nivel. Ei au folosit noțiunea de Casa Albă, dar era vorba de președintele Bush. Și am spus, în prezent, țara noastră are nevoie de sprijin politic. Mai concret, dorim ca președintele Bush, am spus dorim, am vorbit în numele României, dorim ca președintele Bush să vorbească la radio și la televiziune și să afirme că acordă tot sprijinul cursului evenimentelor din România, că acordă sprijin noilor lideri care au preluat puterea. Încă nici nu știam cine a luat puterea, vă spun drept. Și să facă uz de influența sa ca și partenerii din NATO să țină astfel de discursuri de sprijin a evenimentelor din România. Acesta a fost mesajul care a fost transmis la Casa Albă. Ulterior a existat reacția imediată? Am stat până s-a primit confirmarea de primirea mesajului și că a ajuns la destinatar. Mi-au spus cei de la ambasadă, nu știm ce va face Bush, dar o să vă comunicăm. Să știți că n-a trecut, cam două ore a trecut de la mesaj și am fost chemat și a spus, ăsta e mesajul lui Bush care va fi transmis la radio și la... Sigur că da, televiziunea dumneavoastră să zică că ăsta e mesajul, trebuie să arăt pe la asta a fost gestul lor de a vă prezenta mesajul. Ăsta e mesajul care va fi transmis de Bush la radio. Vi-l dăm cu rugămintea să nu fie comunicat la București pentru că ar putea avea loc schimbări. Era un mesaj exact așa cum am cerut eu și m-a bucurat foarte mult. Ulterior, mi s-a spus, da, a fost transmis, dar în vorbire liberă de către Bush, axat pe acele probleme. M-a bucurat foarte mult pentru că s-a observat, cel puțin la Budapesta, o schimbare de atitudine față de țara noastră. A fost un... pe cât de spontan, zic eu,
puteam să cer bani, medicamente, materiale, ce vreți. Să știți că și poziția Ungariei s-a schimbat după 22. Ei au, printre primii au fost care au felicitat Frontul Salvării Naționale și s-au declarat dispus să acorde sprijin acestui organism care a preluat puterea. Mai mult decât atât, a spus că ne trimit ajutoare unde vrem și cu ce mijloace dorim noi. Nu mai știu dacă într-adevăr s-au trimis sau nu. Tot Ungaria a fost prima țară care a trimis o delegație oficială în România. Sigur că scopurile delegației nu au fost chiar așa de frumoase. Ei au venit în România încă înainte de terminarea anului 89 pentru a rezolva problema minorității maghiare și a drepturilor pe care ei susțineau că trebuie să le aibă în țara noastră. Deci, iată că după 89, eu nu spun că datorită mesajului lui Bush totuși a avut o influență foarte puternică asupra Europei și asupra sprijinului. Să știți că oricare diplomat român care l-ar fi întrebat, cred că tot cam așa ar fi solicitat celii mai mari puteri, dacă îmi dați voie să zic așa, din lume existentă la acea dată. Vă mulțumesc frumos, domnule colonel. Mă bucur.